în sensul acestor, ceea ce v-am spus, noi am înaintat către Organizația Județeană Sibiu, atât pe domnul Ioan Cindea, cât și pe domnul Mircea Cadan, care sunt cei doi copreședinți au SL-ului, știți, la nivel județean și care au acest drept, de fapt, asta este și o obligație, ei analizează și ei pot să ridice sprijinul politic a celor doi consilieri locali PNL care au încălcat ieri protocolul de colaborare în cadrul SL-ului. Se vorba de domnul Petrescu și domnul Not, fiindcă domnul Toma a lipsit și n-a participat. Ne participând, nu putem să-l acuzăm nici că ar fi încălcat sau că n-ar fi încălcat. Deci rămâne să depună jurământul când se întoarce din concediu și vedem ce se va întâmpla în continuare. Deci noi am solicitat, odată spun, organizațiilor județene la celor două partide să lămurească această problemă în spiritul și conform protocolului de constituire și funcționare a USL-ului. Și în primul rând, domnul George Petrescu, am arătat aici foarte clar, în speță articolul 454 din protocol, care vizează susținerea pentru obținerea funcțiilor de viceprimar ai altor unități administrative teritoriale. Așa se vorbește. În protocol, vreau să vă citesc numai câteva cuvinte, că am văzut și o declarație de domnului Cazan care spune că nu s-a încălcat, dar probabil că n-a citit protocolul. În protocol se vede foarte clar, dacă niciuna dintre părțile semnatare ale alianței nu obține postul de primar, cazul de la media. Iar majoritatea în Consiliul Local se constituie de către aceasta, cu sau fără alte partide, tot situația de la media. Iar alianței devine un post de viceprimar, partea sau partidul care a obținut cele mai multe voturi la scrutin pentru Consiliul Local, va avea prima opțiune pentru alegerea viceprimar. Deci, în spiritul acestui articol, noi în data de 11, știți bine, am făcut o ședință în care au votat cei 8 consilieri ai USL-ului, în care a ieșit candidat pentru viceprimar domnul Eugen Morar. Ceea ce s-a întâmplat mai departe, știți bine, eu am încercat prin 15.06, tot prin ședința de proiectiv, am fost mandatat să negociez cu celelalte forțe în afară de PDL și de PDL în speță, în care este specificat clar în protocolul de colaborare că nu se pot face alianțe cu PDL-ul, urmate la scopul de constituire a USL-ului, să negociez cu ceilalți consilieri, să creăm o majoritate. Am făcut acest lucru, s-a ajuns la o înțelegere cu PPDD-ul, cu independentul și era suficient pentru a obține postul de viceprimar împreună cu cei 8 consilieri, în varianta în care asta ca să o discutăm deschis, așa, în varianta în care cei 3 consilieri PNL era normal să voteze cu USL-ul. Ceea ce s-a întâmplat, încă o dată spun, a fost cu totul altceva. S-a constituit o alianță foarte dubioasă, care de fapt este exact alianța, dar apare pe un plus care nu exista atunci, între PDL, UDMR și PNL, PNL cei doi care erau prezenți acolo, și așa a ieșit în final domnul George Petrescu, încălcând foarte grav sau grav protocolul de colaborare, cum vă spuneam. Deci am solicitat la Sibiu, singurul lucru normal, clar, care ar trebui făcut, ar fi ridicarea sprijinului politic a celor doi consilieri care au încălcat acest protocol și automat atunci și următorii de pe listă, bineînțeles, tot de la ei probabil. Lista este de 27 cu rezerve, cu tot există loc și se vor reface, lege prin această variantă. Este varianta normală care considerăm noi că ar trebui să se întâmple. Dacă nu se întâmplă așa, atunci rămânem probabil PNL-ul separat, PSD-ul separat, vom fi în opoziție, vom continua la Consiliul Local, susținând în continuare pe domnul Eugen Morar, în unde ne părăsim oamenii niciodată, cu 5 consilieri, cât avem ora actuală.